Luna nouă karmică pe 11 ianuarie, cheia succesului în 2024. Este important pentru noi deoarece aceasta este prima zi favorabilă pentru planificare. În acest caz, nici măcar o lună, așa cum se face de obicei pe o lună nouă, ci tot anul 2024. La sfârșitul lunii decembrie nu existau astfel de date de planificat în prealabil și temeinic. Mai exact, erau date, ci mai degrabă ca o schiță, care apoi ar trebui rescrisă de mai multe ori pentru a stabili în sfârșit cursul anului. Călătoria prin valurile anului 2024 începe cu un ianuarie dinamic. Luna aceasta planetele ne vor sprijini în toate eforturile și acțiunile noastre active. Dar nu vom putea obține succesul maxim singuri. Luna nouă este nașterea unui nou ciclu, a unei noi energii. Semnul în care apare luna nouă determină natura reînnoirii. Pe 11 ianuarie va avea loc prima lună nouă din 2024 în zodia Capricornului. Pe cer în această zi se va forma o combinație incredibil de favorabilă de planete pentru orice nou început. Conjuncția luminarilor va fi într-un aspect armonios cu Uranus, ceea ce dă impulsul schimbării și curajul de a experimenta, precum și oportunitatea de a ne elibera de tiparele obișnuite și de tot ce este depășit. Se vor deschide noi oportunități. În mod destul de neașteptat, vom putea realiza ceva ce nu era posibil înainte. Pe 11 ianuarie, luna nouă în Capricorn, va fi destul de constructivă. Ceea ce dorim să funcționăm pe termen lung poate deveni realitate dacă folosim această perioadă pentru a ne organiza și planifica viața. Acum, sarcina este de a activa selectivitatea și de a separa utilul de inutil. Această lună nouă oferă un stimulent pentru începuturi importante concepute pentru viitor și pentru o lungă perioadă de timp. Este momentul să includem planuri pe termen lung, noi strategii de afaceri, noi pași în viață, dar este important să pregătim cu atenție toate aceste proiecte. Ceea ce înainte era la nivel de idei, va păși acum pe pământul realității. Și acum, când luna nouă apare în zodia capricornului, vine momentul ideal pentru planificare. Energiile Capricornului contribuie la gândirea rațională, realizarea planurilor pe perioade lungi, planificarea datelor ținând cont de consecințe și rezultate în viitor. Energiile perioadei îi vor ajuta pe cei care sunt gata să obțină rezultatul dorit cu orice preț. Și nici măcar nu este vorba despre a ne trece prin cap, ci mai degrabă despre ceea ce suntem gata să facem pentru ceea ce ne dorim. Chiar dacă va fi nevoie de mult timp, va trebui să refuzăm ceva, să muncim mult și bine. Saturn, stăpânul Capricornului, deși strict, este întotdeauna un profesor corect. El nu dă niciodată ceea ce o persoană nu merită cu propria sa diligență și muncă grea. Prin urmare, dacă jucați după regulile lui Saturn, veți fi condamnați la succes. Dar cei care se așteaptă la rezultate rapide, care vor să obțină ceva fără efort, au mai multe șanse să fie dezamăgiți. Trebuie să fim prudenți, să ne pregătim planurile din timp pentru ca eforturile noastre să crească și să se dezvolte. În primele 10 zile ale lunii ianuarie merită să ne pregătim proiectele și inițiativele, iar după 11 ianuarie va fi timpul să ne punem pe treabă. Prima lună nouă a anului va avea loc în Zodia Capricornului. Un semn care unește oamenii într-o echipă, o comunitate pentru a obține împreună rezultate practice ridicate. Conducătorii Capricornului sunt Saturn și Uranus. Cea mai bună strategie este actualizarea sistemului existent prin acțiunile active unite ale tuturor participanților. Știți, prima lună nouă a anului va fi destul de bună, așa că putem scrie în siguranță dorințe și obiective, dar amintiți-vă că Capricornul iubește puritatea gândirii și acordă atenție scopurilor spirituale și nu doar celor materiale. Luna 9 din 11 ianuarie are un efect pozitiv, deoarece începe ciclul lunar. Dacă încă nu v-ați stabilit obiectivele pentru viitorul 2024, acum este momentul să le stabiliți. Capricornul va ajuta în acest sens un semn de conducere înțeleaptă, ambiții și planuri pe termen lung. Punctul de lună nouă, conjuncția Soarelui și a Lunii, va fi într-un aspect favorabil cu Uranus, așa că din 11 ianuarie va fi o perioadă grozavă pentru a vă schimba sau renoi viața. Dacă cineva a decis să înceapă viața de la zero, atunci nu uitați să faceți schimbări chiar din 11 ianuarie. Principalele tendințe ale lunii noi pe cer Soarele în trigon cu Uranus Apariția unor idei și proiecte noi neașteptate această perioadă va fi ideală pentru evenimente de grup, întâlniri prietenoase și cu persoane care au aceleași idei. Puteți introduce în siguranță tehnologiile moderne în munca voastră. Mercur în careu cu Neptun Distracția, greșelile, neînțelegerile cu ceilalți sunt posibile, mai ales în lucruri mărunte și detalii. Gândirea devine mai creativă, mai imaginativă, imaginația se întărește. Marte în trigon cu Jupiter Moment bun pentru fapte nobile. Este favorabil să stabiliți obiective la scară largă, să vă extindeți afacerea și să căutați patroni. Călătoriți mult și învățați ceva nou. Dintre asistenți, această lună nouă are un sextil cu Neptun și un trigon pentru Uranus. Ambele aspecte sunt axate pe o senzație subtilă a spațiului din jurul nostru, pe prinderea chiar și a celor mai mici schimbări, ceea ce ne va permite să reconstruim rapid și să alegem doar acțiuni care produc rezultate și să întrerupem prompt acțiunile care ne îndepărtează de rezultatul dorit. Luna nouă este un moment magic în care luna este născută din nou, un nou ciclu lunar este stabilit pentru luna următoare. Este foarte important să întâlnim luna nouă armonios și favorabil. În harta natală a fiecărei persoane, luna este responsabilă pentru o anumită zonă a vieții, pentru casă, pentru familie, pentru copii, pentru carieră, pentru bani, pentru călătorie, pentru aspect și așa mai departe. Iar modul în care întâlnim și petrecem luna nouă determină succesul sau eșecul nostru în zona pentru care luna este responsabilă. În ziua lunii noi se pun bazele energetice pentru întreg ciclul următor, ceea ce este foarte important pentru Capricornul Pământesc. Dar Capricornul este despre ceva mai mult decât un rezultat material, este, în primul rând, despre componenta spirituală pe care este important să o dezvoluim și să o dezvoltăm în noi. Luna nouă în Capricorn va deveni o trambulină pentru reprezentanții semnelor elementului Pământ, Taur, Fecioară și Capricorn. Dând dovadă de rezistență și perseverență, combinate cu voință și energie, puteți realiza multe în următoarea lună lunară. În mod miraculos se formează circumstanțele de care aveți nevoie pentru a face o descoperire în carieră, veniți în centru și arătați-vă din partea cea mai avantajoasă. Va exista ocazia de a implementa multe inițiative și proiecte creative, planuri planificate de lungă durată. Problemele financiare vor fi ușor de rezolvat, datoriile vă vor fi returnate sau veți primi fonduri pentru achitarea datoriilor. Racii se pot găsi într-o poziție dificilă din cauza nevoii de a face alegeri dificile. Sunt posibile diverse probleme de sănătate și manifestări ale bolilor cronice. Minimizați posibilitatea conflictelor personale, acesta nu este momentul pentru conversații serioase cu superiorii și autoritățile, organizațiile oficiale. Scorpionii și peștii vor simți un aflux de vitalitate și capacitate de muncă, iar încrederea în sine va crește. Propriile idei vor fi acceptate de alții și veți primi sprijin. Puteți iniția profitabil o revizuire a relațiilor contractuale și puteți discuta probleme importante de afaceri. Apar circumstanțe favorabile pentru autoexprimarea creativă. Vă va fi mai ușor să luați poziții de conducere printre prietenii sau colegii voștri. Berbecul și Balanța vor fi nevoiți să lupte pentru a-și menține poziția în societate pentru a depăși obstacolele externe cauzate de noile legi și reguli. Vă va fi dificil să faceți actualizări în viață, să ieșiți din cercul vicios al circunstanțelor și al situațiilor problematice recurente. Universul vă testează puterea, dar dacă puteți rezista la teste, atunci până la sfârșitul lunii ianuarie veți primi o recompensă pentru eforturile și răbdarea voastră. Gemenii, leul, săgetătorul și vărsătorul ar trebui să lase imediat deoparte îndoielile care apar cu privire la ei înșiși și la obiectivele lor alese, la sentimentele persoanelor dragi, la oportunitatea acțiunilor lor. În caz contrar, există riscul de a rămâne blocați în sarcini de rutină și de a vă strica starea de spirit. Încercați să stabiliți priorități, concentrați-vă pe lucrul principal, luați-vă responsabilitățile în serios, ei se vor uita la voi, sunteți vizibili, chiar dacă nu vreți. Fiți mai activi, adunați oameni în jurul vostru, asta vă va ajuta să faceți o descoperire în afaceri și să vă îmbunătățiți calitatea vieții.